Echipa masculină de handbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua a reportat joi seara un nou succes în Liga Națională. Într-un meci contând pentru etapa 24-a, disputat în sala sporturilor din Chiajna fără spectatori, ca urmare a deciziei Comisiei Centrale de Disciplină a Federației Române de Handbal, echipa pregătită de Ovidiu Mihailă s-a impus cu 31 la 28 la pauză 18 la 15 în fața celor de la CSM Făgăraș. Pentru Steaua, cele mai multe goluri au fost reușite de Stefan Vuici, 7, și Onuț Georgescu, 5, dar cel mai bun jucător al echipei militare a fost portat. Baba Safari. În ciuda victoriei, antrenorul Ovidiu Mihailă nu a fost mulțumit de prestația echipei sale. Sunt puțin dezamăgit de atitudinea băieților, pentru că le-am spus, indiferent cu ce adversar jucăm, trebuie să ne respectăm. Din păcate, astăzi nu l-am respectat suficient și era să ne costă. Din fericire am câștigat, va trebui să tragem niște concluzii, să... să facem la așa fel încât ca jocul următor de la Buzău să, să arătăm așa cum trebuie și cum cu la, la valoarea acestei echipe. Din păcate, astăzi nu ne-a ridicat la valoarea noastră și era să ne costă. În urma succesului de joi, CSA Steaua ocupa locul 5 în clasamentul Ligii Naționale cu 47 de puncte, iar în etapa următoare va evolua în deplasare cu HC Buzău, partida care va avea loc miercuri, 27 martie.